Tratatul care a reprezentat producerea de referință în România. Printre realizările sale se numără perfecționarea stilului lui Jean Baptiste Lully în ceea ce privește opera, introduce noi dansuri franceze în suită și contribuie la definirea limbajului doar. Este un preclasic al orchestrei simfonice. Lui a aparținut lui multe dintre efectele teatrale și de orchestrație care vor aduce mai târziu cele din toate acestui gen muzical. Rameau preferă stilul polifonic, imitativ și mult simplificat față de cel al contemporanilor, Johann Sebastian Bach și Georg Friedrich Händel. Melodia arpegiată a clavecinului, instrument reprezentativ pentru creația franceză barocă, este rafinată și ornamentată. Clavecinul, instrument extrem de iubit la curtea Franței, avea în epocă doi reprezentanți, doi martoriatori cu stilul diferite, François Couperin și Jean Durand. Ca și în cazul lui François Couperin și al celorlalți compozitori ai conținut barocului francez târziu, creația lui Rameau este dominată de prezența pieselor de caracter. Piese de caracter se constituie într-o adevărată lume a stărilor și portretelor, după cum inspirat spunea Couperin. Și se pare că ele se asemănau perfect cu originalele, în majoritatea cazurilor. Rameau a trăit între 1623-1764. Astăzi și mâine, în cadrul acestui festival, reamintindu-ne că anul acesta se împlinesc 300 de ani de la Mariliul Sfinților lui Brâncoveni, vom face călătorie în spații sonore ale acestei epoci. Pentru a ne conduce în aceste lume sărbătătoare, pentru a redescoperi sonorități de acum aproximativ 300 de ani, sonorități contemporane cu începuturile acestui palat, dar și cu tragicul final al veniei lui Constantin Brâncoveanu, am invitat astăzi în fața dumneavoastră o clavecinistă de mare valoare, afițioasă căutătoare a autenticității sonore. Ravina Ehren, care studie de perfecționare în Germania, este o artistă care susține cu citarul din țară, dar și însemnătate de scene din Norvegia, Germania, Franța, Ungaria. De asemenea, este director artistic al Festivalului de Muzică Veche de la București și doctorat al Universității Naționale de Muzică din București. Călătoria sonoră va începe în anul 1706. Ana de Ramo scrie prima sa creație cu piese dedicate clavecinului. Apoi vom face o mică schimbare în programul de care vă deja. Va extrage din cea de-a doua mare colecție, datată 1724, o suită, pentru a încheia cu piesa la Dâlfin, compusă în 1747, cu ocazia anunții de primul italian. La Dâlfin reprezintă un an peste timp, reunind elemente ale primei școli franceze de clavecin cu noile elemente ale gândirii muzicale a lui Rameau. O invit în fața dumneavoastră pe Ravina Ehren.